seara. Sunt impresionat și măgulit să vă văd în număr atât de mare la acest eveniment, deși este ultima lansare, cel puțin pe programul zilei de astăzi și probabil nu este găsită, dar în același timp sunt convins că interesul se datorează în primul rând celor doi distinși invitați care au prezentat această carte și care au dat în ultimii ani strălucire domeniului diplomației și politicii externe, atât prin practica diplomatică propriu-zisă, pentru că domnul Bogdan Aurescu este modest, domnia sa nu află din această carte ceea ce s-a întâmplat, pentru că domnia sa, de fapt, a scris în mare parte istoria diplomatică și de politică externă a României, cel puțin în ultimii 15 ani, să spunem. Și de asemenea, domnul Ovidiu Nahoi, un strălucit jurnalist de politică externă și analist politic, se datorează, sunt convins, prestigiului editurii Humanitas și poate, într-o anumită măsură, temei pe care o propune această carte, și anume politica, interesele marilor puteri în regiunea în care ne aflăm. Mă bucur foarte mult că această carte apare exact la 30 de ani de la începutul, de la declanșarea unei lungi serii de evenimente care aveau să zguduie regimurile comuniste. De exemplu, pe data de 4 iunie 1989 aveau loc alegerile legislative în Polonia, primul tur al alegerilor legislative din Polonia, semilibere, să le numim așa, pentru că s-au pus practic în joc, în competiție, jumătate din locurile Parlamentului, o premieră pentru o țară comunistă, alegeri care au fost câștigate de Solidaritatea la vremea respectivă și în Polonia a apărut astfel primul guvern non-comunist în regiune condus de Tadeusz Mazowiecki. Acesta a fost un semnal extraordinar de important pentru întreaga regiune. Apărea un prim guvern non-comunist în Europa Centrală, în Europa de Est, de fapt, la vremea respectivă, conceptul de Europa de Est. Și tot exact cu 30 de ani în urmă, noaptea de 13-4 iunie, în piața Tiananmen, autoritățile comuniste chineze dădeau semnalul înăbușirii revoltei studenților, de fapt nu mai erau numai studenți în piața Tiananmen, chiar dacă acolo evenimentele nu s-au finalizat cu schimbarea regimului politic, totuși evenimentele au fost extrem de importante, ele au dus în același an, în septembrie, la retragerea, la pensionarea lui Deng Xiaoping și la o accelerare apoi a ritmului reformelor, cel puțin a celor economice și la deschiderea economică și comercială a Chinei spre exterior. Într-adevăr, așa cum spune domnul ministru Bogdan Aurescu, sunt trei mari teorii explicative, care încearcă să ofere o viziune asupra ceea ce este și ceea ce poate fi în continuare destinul Europei Centrale și de Est. Aceste trei mari teorii explicative sunt următoarele. Teoria integrării și a europenizării, care, sau conform căreia, această regiune a intrat după 1989-1990 pe un parcurs liniar, irreversibil, de integrare europeană, euroatlantică, de asumarea valorilor liberale și occidentale și nimic nu se mai poate întâmpla de aici încolo. O a doua teorie este una de natură geopolitică, este teoria periferiilor sau marginilor, conform căreia Europa Centrală și Est a fost, întotdeauna este și va fi, pentru că geopolitica e destul de dură și formulează diagnostice destul de implacabile, să spunem așa, va rămâne deci o periferie, o margine a lumilor, o intersecție a imperiilor, a spațiilor mari de influență. În fine, a treia teorie este cea mai recentă și cea mai vehiculată în literatura de specialitate, în politica internațională, în lumea academică, este teoria competiției strategice pentru influența marilor puteri în această regiune de graniță, de frontieră.
De fapt, cele trei teorii explicative, cele trei viziuni, nu se exclud una pe cealaltă, nu sunt incompatibile, așa cum bine spune Antonin Bogdan Aurescu. Cred că în cele din urmă putem rămâne cu imaginea unei regiuni asupra căreia se pot aplica toate cele trei teorii, toate cele trei viziuni explicative, într-o măsură mai mare sau mai mică, în fine, asta fiecare dintre cititori poate decide pentru el însuși. Și nu pot decât să mulțumesc celor doi distinși prezentatori ai acestei cărți, editurii Humanitas, pentru găzduirea acestui volum, pentru procesarea în condiții profesioniste deosebite și eventual să vă invit, pentru că suntem un pic depășiți și cu timpul și nu se fac semne, să continuăm o scurtă discuție și la sesiune de semnături care va urma imediat după acest eveniment. Vă mulțumesc tuturor pentru participare!